În fiecare an, la sărbătoarea izvorului tămăduirii, Biserica Română Elenă Bunavestire din municipiul Brăila devine loc de pelerinaj pentru credincioșii din eparhie și din întreaga țară. Aceștia vin cu credință pentru a primi apă sfințită din izvorul aflat sub Sfântul Altar. Acest izvor se deschide odată pe an, la sărbătoarea închinată Maicii Domnului din Vinerea Luminată. La sărbătoarea izvorului tămăduirii în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Buna Vestire din municipiul Brăila. În timpul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit rugăciuni speciale pentru bunul mers al lucrărilor ce se efectuează la această biserică. Creștinii o asemuiesc, în primul rând, astăzi, cu generozitatea și cu darul Maicii Domnului îmbrăcat în alb scoțând din fântâna darurilor ei de la Mântuitorul. El e fântâna. Dar de sub această biserică e efectiv aghiasma izvorului vindecărilor sufletești și trupești și ne-am rugat lui Dumnezeu ca fiecare strop de aghiasmă, de aici și de pretutindeni, prin Mântuitorul și Maica Domnului, să facă din fiecare creștin și primitor, unii zvor de sănătate și în primul rând mă gândesc la medici, la toate spitalele și la frații noștri bolnavi sub aparate la ATI. Sfântul Lăcaș se află începând din luna august anului 2018 într-un amplu proces de reabilitare și consolidare, cu lucrări complexe, atât la interior cât și la exterior. Zi de mare sărbătoare pentru parohia noastră, pentru Biserica Bunavestire din municipiul Reila pentru că astăzi a sărbat unul dintre ramurile pe care le are. Cu ocazia acestei sărbători am avut bucuria și binecuvântarea de a avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care ne-a binecuvântat lucrările efectuate până acum și în același timp au oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor breileni. Parohia, cu ocazia acestei sărbători, s-a îngrijit de îmbutelierea a 20.000 de sticle cu aghiazmă ce au fost distribuite credincioșilor și în același timp au oferit câteva zeci de pachete cu alimente, cu cozonac, ouă, pe care le-am dat celor nevoiași și celor vârstnici din parohia noastră. Piatra de temelie a Sfântului Lăcaș a fost pusă în data de 8 septembrie 1863 de comunitatea greacă din Brăila.